Salutare lumii, eu sunt Magic Open ca totdeauna și astăzi vin cu un nou episod din The Sky Titans. Și cred că am cam terminat cu toate resursele de care am nevoie pentru casă. Bine, în afară de... Da, asta nu m-am gândit. S-ar putea, de fapt, s-ar putea în mod sigur să mai am nevoie de niște nisip. Nu m-am gândit la asta, dar... Păi bai. Nisipul se strânge mult mai ușor decât cuarțul. Și nu o să am nevoie de mult, o să am nevoie cam de... 3 stacuri. Merg cu lopata mea, imediat le fac. Aoleu, ar că-mi trebuie să-mi repar itemele dacă tot am levelul ăsta. Of, of, of. Dă-te, mă. De ce am folosit portalul de la spawn? Din nou? Vovo și failurile epice. Lol. Hai să vedem pe unde e. Exact pe aici este căsuța noastră. Și pe aici intrăm acasica. De fapt, în casa lui Eddie, lui domnul Eddie. Nu știu cum e treaba cu sincronizatul portalilor noastre, dar mă rog. Păi trebuie să mergem după nisip și să vedem în, în același timp dacă putem să prindem o carte bună, un incent bun pe o carte. Dacă nu, repar atunci. Hai, nu știu. Stai să văd dacă am level să-mi repar lopat. Hai să ne organizăm puțin. Din nou, luăm diamantele, punem așa. 17 levele să-mi fac bucările. Uite, cu 5 levele îmi fac pickaxe-ul cu forțe înapoi. Da, nu. Pickaxe-ul arcul puțin aibă să repară. Sper că se poate repara și arcul. Dă-te undeva de facecam, serios. Facecam retard dacă ai. Na, mă rog, să punem și resursele pe care le-am luat. Da. Mai am nevoie de ceva, dar o să iau resursele astea off-camera. Glowstone-ul meu a dispărut, așa că o să-l pun aici. Mai dispară. O să am nevoie probabil de el. Așa. Eu zic că e bine. Pillar quartz block. Un quartz block. 39 de bucăți de geam. Asta s-ar putea să mă ajute. Că nisipul iau pentru geam. Vă da... Uite și aici niște nisip. Hai să vedem. Aveam... Bă, da, chiar... Uiteam și aici. Fac. Așa. Două aici. Ah, aici e iron. Mă rog. Două aici. Aici. Mai e niște iron, aparent. Două aici. Ok. Și acum să vedem cum se făceau glass pane-urile, așa. Ah, dar nu, mai întâi trebuie să colorez geamul. Și ca să colorez geamul, da, trebuie să mă duc să fac rost de ink sack, că vreau să fac geamuri negre. Pentru asta o să mai am ceva de mult. Hai să reparăm și lopata, ce naiba. Se deteriorează, hai las. O reparăm acum, o reparăm când e deteriorată într-adevăr. Să nu plecăm fără ea că dau rage quit. Să plec la nisip fără lopată. Cam nu plecam la nisip, dar... merg eu. Mă rog, ideea e că nu trebuie să plecați fără lopata voastră de acasă.
Ok. Mai facem și noi niște kill-uri, ne mai distrăm puțin. Because we can. Ok, să mergem undeva unde s-ar putea spawna niște caracatițe. Să le luăm vopseaua. De fapt, sacul cu vopsea, de fapt. Da. Vedem. Ești niște nisip, o să iau niște nisip. Mal că nu vreau să iau de acolo. Dar lopata mea cum e prea eficientă, asta fac și pe acolo. Nu iau mult pentru că deja am 39 de bucăți și nu trebuie chiar așa mult. Sper că trebuie chiar așa. Dacă e ceva, vă că am nisip de sur aici. Bă, pe aici ar trebui să fie caracatițe. Adică ne plimbăm. What the actual fuck? Ce naiba? Ce naiba? Nu dăm, nu putem da de caracat. Sau squid. Crezi că sunt squid, cred. Parcă așa era. Bă, cam greu să dai de niște caracat de amărăt. Nici nu știu de fapt cum se spawnează caracatițele astea aici. Mai ne primăm. Hai că avem și ender pearl-uri să le folosim. Mamă, da, am viteza de la anvilul lui PV, n-am nevoie de ender pearl-uri acum. Le consum degeaba. Și tocmai ce v-am zis că e un glitch pe Minecraft-ul ăsta, pe snapshot, că nu se randează ceancurile cum trebuie. Se randează și pe mine destul de mult treaba asta. Luăm și flori, că dacă toți suntem aici, putem să luăm flori. Luăm pe astea. Parcă ne dădeau astea localieri. Parcă era bug. Unde s-a dus bug-ul? Mai e niciun bug? Și bug-ul ăsta când sparg o floare și mi-arată că-mi dă alta. Poate s-a rezolvat bug-ul. Leu roșii. Daisy, astea. Luăm multe, câte putem. Dacă toți suntem aici, profităm de ocazie. Mamă, câte flori aici. Mamă. Uhu. Asta nu poate decât să mă bucure că am găsit atâtea flori. Bine că le găsisem mai de demult, dar n-am apucat să le iau. Sau doar câteva. Acum am ocazia să le iau pe toate. Foarte tare. Lalele de toate felurile, cred că astea sunt lalele. Înjurați-mă dacă greșesc, cu bune, înjurați-mă și lăsați și coment cum că suga aia la altă, dacă n-am dreptate. Așa faceți voi. Greșesc cu ceva și zici, ce prost ești, vezi că nu e așa. Bine, oricum, dacă este să greșesc la ceva, florile sunt chestia la care greșesc instant, adică nu mă pricep la flori. Să dea dracu de, în realitate, dacă îmi dai să recunosc două tipuri de flori, să dea dracu de ți le recunosc, că nu știu, nu mă pricep la flori deloc. Știu doar trandafirii și atât. Știu trandafirii cum arată. Restul florilor sunt flori pentru mine. Bun, și ce avem? Red tulip. Tot nu pot să asta. Orange tulip. Am luat ceva chestii.
o să avem ceva coloranți la noi. Asta ne-ar putea ajuta și pentru geam colorat, deci de-aia le iau. Dăm, uite, de-astea portocalii. Mi-a plăcut chiar foarte mult la Edi cum arată portocaliu. Să le iau pe astea de aici toate. O, mamă, câte sunt. Asta e un paradis al florilor. Deci chiar... Aici. Aici niște clay. Lopățica mea cu silk touch. Dă direct blocurile. Fuck, fuck. Fuck. Trebuie să folosim lopata ca să o reparăm cu două diamante. Ne ia tot atâta level. Acum dăm drum. Păi, păi ce putere. Ne trebuie squid. Deci noi am venit în căutare de squid și ce găsim? Mic. Mic, important. Ideea e că cu o vopsea putem face un geam. Zicem că găsim 4 vopsea. Trebuie 6 bucăți de geam minim ca să facem glass pane-uri. O să vedeți în curând despre ce vorbesc. O să mă apuc în curând de casă. Stați voi liniștiți. Hai că am luat și vopsea din asta o grămadă. Ok. Aș vrea cam două stacuri, sincer. Să am să fie acolo. Dar de ce nu iau eu toate culorile? Viper, tu n-ai ce face aici? Dacă te rog frumos, dispari. Dat-o floare acolo. Să le luăm pe toate, dacă tot avem ocazia. Bun, și la urmă, eu și cu FPSF am venit aici a primi. Că am descoperit grădina asta. Așa că avem drepturi la ea. Dacă vine FPSF acum la mine și îmi zice vouă vreau flori, îi dau și lui. Că noi am găsit primi zona. Să spunem așa. Bine că... Asta nu se aplică deloc, pentru că nu ne-am construit casa aici, deci nu e terenul nostru. Trebuie să mai lucrăm și la zidul ăla, neapărat. Când o mai fi, după ce-mi termin noua casă, trebuie să lucrăm eu și cu Eddie la zidul ăla blestemat, să-l terminăm odată pentru totdeauna. Prea mult mă enervează. Așa. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Fuck, fuck. Bă, cât a trecut? Mamă, băi, ce repede a trecut timpul din episodul ăsta și noi nici măcar o caracatiță n-am reușit să găsim. Ne-am tot luat cu florile astea retardate. Și am uitat de caracatiță, bă. Cer scuze, băi, băieți. Urât din partea mea. Urât. Urât, urât. Aveți tot dreptul să vorbiți urât de mine în momentul ăsta. Magenta și pink sunt două culori diferite, wow. Îți dai seama ce diferență, mamă. Eu nu prea văd diferența. Haidem să vedem. Ce-ar fi un lac? Căutăm. M-am rătăcit. Aici nu sunt flori, deci pe aici am luat eu flori. Mamă, și-a început și ploaia. Din nou m-a prins ploaia în expediție.
Era un lac pe aici. Dacă nu mă înșel, s-ar putea foarte bine să mă înșel. Să vedem, vedem unde sunt ce aici. Tot un lac, dar mai mic. A, de aici am luat eu. N-am luat de aici? Cred că am luat de aici play-ul. Vreau să merg acolo sus. What the fuck? Ok, se pare că am găsit un Biome Extreme Mountain Park se numea, nu? Extreme Hills, ceva de genul. Da, Biome de Extreme Hills. În Biome-ul ăsta se găsesc emeralde. Doar că emeraldele le putem lua la fel de ușor și de la villagerii. Bă, da, ideea este că noi nu trebuia să ajungem aici, nu știu ce s-a întâmplat. Ne-am rătăcit să dea naiba. Ne-am rătăcit destul de urât. What the actual fuck? Ne-am rătăcit. După ce că n-am găsit niciun squid, ne-am mai și rătăcit. Ce o caracare. Ne-am și rătăcit. Bravo, vovo. GG easy. GG easy cum numai tu faci. Da. O, caracatiță, frate, vreau și... Au, au, au. Lasă. Chestia că ne-am rătăcit e chiar nașpa. Mamă, fulgere. Și vedeți, cred că... Uai de cap, ce de fulgere. Ita mai fulgere. Băi. Ia eu nici nu știu unde merg. Mă duc așa random în față. La naiba, suntem pierduți. Suntem pierduți pe o furtună de... nu prea putem să ne întoarcem acasă. Furtuna asta mă derutează, vă zic eu. Furtuna e de vină. Aaaa, mi-e și frică să merg. De noi, bă. Ne vom folosi de metoda clasică. Punem torțe, vedem pe unde am mers. Să nu ne mai întoarcem. Am găsit un Biome Darkwood. Și voi profita de această ocazie. Un Biome Darkwood chiar în față. Păi e Darkwood sau sunt eu chior? Sunt eu foarte chior. Mi s-a părut Darkwood. Și era ceva dacă găseam un Biome din ăla. Păi hai, dacă n-avem ce face să mergem. Continuare. Noi în ce direcție mergem? Facing est. Eu practic ar trebui să merg în sud-vest ca să mă întorc înapoi. Nu e panică! Știu drumul înapoi! Sigur o să mă întorc. Da, sigur. Ok, mergem mai în față. Ce se poate întâmpla? Oricum, cred că... ne vom vedea în episodul următor din The Sky Titans. Deocamdată rămâne să mă descurc, să mă întorc și acasă și să găsesc și squid-urile alea nesimțite ca să-mi pot colora geamul.
Eu știu că cu Inksex se colora geamul, nu cu altceva, deci... Paftă lume, salut! N-o să mor, deci n-o să mor, o să supraviețuiesc și o să mă întorc și acasă.